Good evening and welcome to Star Magic TV. Bună seara și bine ai venit la emisiunea Star Magic. How are you feeling right now, beautiful soul? Cum te simți chiar în acest moment, suflet frumos? We're back here again for another Star Magic show and it's awesome. Ne-am întors încă o dată la o emisiune Star Magic și este minunat. Regardless of what's happened to you during this week, now you can just shut off and engage. Indiferent de ceea ce ți s-a întâmplat în decursul acestei săptămâni, acum poți să te închizi, să te concentrezi aici. Forget about the outside world for a little while and just be in this frequency. Și pentru puțin timp, uită de lumea exterioară și fii în această frecvență. So regardless of what messages I'm sharing or what information I'm relaying to you. Așa că indiferent de ce mesaj vă transmit sau ce vă spun, be in your body, be in your heart and feel this frequency. Fii în corpul tău, fii în inima ta și simte această frecvență. Before we get into today's session, I just want to connect with you heart to heart. Și înainte să începem sesiunea de astăzi, vreau să mă conectez cu tine inimă la inimă. I also want to connect with you pineal glands to pineal glands. Și de asemenea vreau să mă conectez cu tine de la glanda mea pineală la glanda ta pineală. I want you to open your heart. Vreau ca tu să îți deschizi inima. I'm going to open my heart and a golden stream of light with a diamond center is going to flow from my heart and into yours. Eu îmi voi deschide și eu inima mea și o rază de lumină aurie cu un centru de diamant se va răspândi de la inima mea către tine și înapoi. As it flows into your body, I want you to breathe deeply. Și pe măsură ce această lumină pătrunde în corpul tău, vreau ca tu să inspiri profund. You'll now become aware of an electric blue and silver light that starts to flow out from my third eye towards you. Și apoi devii conștient că din zona celui de-al treilea ochi de la mine începe să se răspândească o rază de lumină albastră argintie. It moves in through your mind and connects with your pineal gland, your third eye. Și se mișcă prin mintea ta și se conectează cu glanda ta pineală. I'm going to share some diamond light frequencies with you through my heart. Eu voi împărtăși cu tine niște frecvențe de diamant prin intermediul inimii mele. And some golden light codes from my pineal gland to yours. Și niște coduri de lumină aurii prin intermediul glandei mele pineale. Allow yourself to be in this space. Receive this frequency. Permite-ți să fii în acest spațiu și să primești această frecvență. And be on the frequency of unconditional love. Și fii pe frecvența iubirii necondiționate. Whilst we share together today. În timp ce împărtășim împreună în acest spațiu astăzi. So, I want to share with you a really interesting topic. Așadar, vreau să vorbesc cu tine despre un subiect foarte important. I want to talk to you about death. Vreau să vorbesc cu tine despre moarte. Do you know that most people in this world, they die before they're 21 years old? Știi că există foarte multe persoane în această lume a noastră care mor înainte să împlinească vârsta de 21 de ani? Some people die before they're 18. Unii oameni mor chiar și înainte de 18 ani. Some people die before they even hit their teenage years. Unii oameni mor chiar înainte de a ajunge la anii pubertății. But the majority of people die before they're 21. Dar majoritatea dintre ei mor înainte de a ajunge la vârsta de 21 de ani. We come out of this world or into this world from our mother's womb. Pătrundem în această lume din pântecul mamei. We enter this world through the birth canal. Intrăm în această lume prin canalul nașterii. And then we pop out into this crazy, colorful environment. Și apoi pătrundem în acest mediu nebunesc și plin de culoare. Where a lot of lack of self-trust has already been instilled into us. Unde deja foarte multă lipsă de încredere în sine ne-a fost infuzată. This has been instilled through the birth process. Ne-a fost infuzată prin procesul nașterii.
We then come out into the world and we go with our parents to our homes. Apoi venim în această lume și cu părinții noștri mergem în casa noastră. Some of us go to foster homes or we're adopted. Unii dintre noi merg în case de plasament sau sunt adoptați. There are some children in some countries that are straight out on the streets. Și unii copii din unele țări se nasc și ajung direct pe stradă. Wherever you are on this planet or whatever kind of upbringing you've had. Oriunde te afli pe această planetă acum sau în orice fel ai ajuns pe această planetă. One thing is certain, there will have been people in your local environments that will have influenced you. Un lucru este cert, că au fost oameni din mediul tău care te-au influențat. Parents, foster parents, aunties, uncles, brothers, sisters, teachers. Părinți, părinți adoptivi, unchi, mătuși, rude, frați, surori, învățători. All of these people condition us, shape us and mold us in some way, shape or form. Toate aceste persoane ne condiționează și ne modelează într-un fel sau altul. And a lot of the time our life force is beaten out of us. Și de foarte multe ori forța noastră vitală este scoasă, stoarsă din noi. Our vibration goes down, our connection to the spirit world is shut down. Vibrația noastră coboară și conexiunea noastră cu lumea spirituală este închisă. When children are young, up until the age of 7, most of them are completely aware of angels, fairies, extraterrestrials, other beings in their spaces. Copiii mici, cu vârste de până la 7 ani, sunt de foarte multe ori conștienți de prezențele zânelor și extraterestrilor, entităților din jurul nostru. But a lot of parents, they tell their kids that they're seeing things or it's an imaginary friend or it was just a bad dream. Dar foarte mulți părinți le spun acestor copii că ei și-au imaginat aceste entități sau a fost un vis sau sunt niște prieteni imaginari. And that these things don't actually exist. Și că aceste entități nu există cu adevărat. Luckily, in this day and age, we have parents that are waking up. Din fericire, în această perioadă a noastră, avem din ce în ce mai mulți părinți care se trezesc. And they can encourage children to explore these spiritual realms. Și aceștia încurajează acești copii ca să exploreze aceste tărâmuri spirituale. The fact of the matter is that we grow up as children, we're conditioned, we have, in most cases, our spiritualness kind of stripped away to some extent, and we're made to believe in this false illusory reality. Ceea ce se petrece este că, într-o măsură mai mică sau mai mare, noi creștem. So by the time we get to 21 years old, we've had most of who we are beaten out of us. We've been reshaped, reconditioned into a different person. Așadar, până să ajungem la vârsta de 21 de ani, noi deja am fost condiționați și ne-a fost îndepărtată personalitatea noastră adevărată și suntem manipulați să fim ceva ce nu suntem. So we get to the age of 21 and we really don't know which way we're supposed to go. Așa că ajungem la vârsta de 21 de ani și nu știm cu adevărat în ce direcție să ne îndreptăm. We forget about our passions, our dreams, what drives us. Și uităm de pasiunile noastre, de visurile noastre și ceea ce ne poartă înainte. So I want to share with you 10 top tips that are going to help you reclaim your power. Așa că vreau să împărtășesc cu voi 10 sfaturi, 10 tipuri care vă vor ajuta să vă recăpătați puterea. And to raise yourself back up from the dead. Și să vă ridicați din morți. Tip number one is this. Sfatul numărul 1 este următorul. Say no to other people. Spune nu altor persoane. You've got to become a master at saying no. Trebuie să devii un maestru în a spune nu. It's one of the hardest things that we find to do as a human being.
este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le avem de a face ca ființă umană. The reason being we're so conditioned to say yes. Motivul pentru care se petrece acest lucru este că suntem îndemnați să spunem întotdeauna da. From an early age we're conditioned to listen to our parents, our school teachers. Yes sir, no sir, three bags full sir. De mici copii suntem sfătuiți să spunem da părinților noștri și profesorilor noștri. This is so we go out into the big bad wide world and we listen to the police, the army, whoever it might be in a position of authority. Și apoi suntem îndemnați să urmăm calea pe care ne-o impune societatea. We become slaves in our jobs working for other people. Și devenim muncitori care lucrează tot timpul zi de zi pentru alte persoane. Our husbands, our wives, our children, we say yes to them all of the time. Și noi spunem da întotdeauna soției, soțului și copiilor noștri. And this is detrimental to our own health and well-being. Și asta poate fi uneori în detrimentul sănătății și stării noastre de bine. We've got to start saying yes to our hearts and no to our outside influences. Trebuie să începem din ce în ce mai mult să spunem da inimii noastre și nu la ceea ce se petrece în mediul nostru înconjurător. We've got to do what is right for us. Trebuie să facem ceea ce este cel mai potrivit pentru noi. You've got to do what is right for you. Tu trebuie să faci ceea ce este cel mai potrivit pentru tine. Don't ever let anyone else tell you what to do and don't ever agree to anything if you really don't feel it, the vibration of your heart. Nu lăsa pe nimeni să spună ce trebuie să faci dacă acest lucru nu este în concordanță cu vibrația și frecvența inimii tale. And this brings me on to point number two. Și asta mă conduce la sfatul cu numărul 2. You've got to say yes to your heart. Trebuie să spui da inimii tale. Your heart knows whether you should go left, whether you should go right, whether you should marry this woman or marry this man or not. Inima ta știe cu adevărat dacă trebuie să te îndrepți către stânga sau către dreapta, dacă trebuie să te căsătorești cu această persoană sau nu. Your heart is always trying to communicate to you. Și inima ta încearcă întotdeauna să comunice cu tine. Sometimes through thoughts, sometimes through vibration. Uneori acest lucru se face prin intermediul gândului sau prin intermediul vibrației. Your higher self or your inner self is just like your heart. Și sinele tău înalt sau, cu alte cuvinte, sinele tău interior îți comunică prin inima ta. Between the higher self or the inner self, depending on how you want to call it, and the heart, you have two high-powered, high-frequency methods of communication. Și de la sinele tău superior, sau dacă vrei să-i spui sinele tău interior, către inima ta, există două căi principale de comunicație. You have two influences that love you unconditionally and really and truthfully want what's best for you. Și ai două influențe care te conduc într-un mod pozitiv și care cu adevărat îți vor binele cel mai suprem pentru tine. And not just want what's best for you, but they know what's best for you. Și nu doar știu și nu doar vor ceea ce este mai benefic pentru tine, ci și știu ce este mai benefic pentru tine. Why? Because they are you. De ce? Pentru că aceștia sunt tu. The third tip I want to share with you is this. Al treilea sfat pe care vreau să vi-l împărtășesc este următorul. If you really want to raise yourself back up from the dead or not die before you're 21 years old. Dacă vrei cu adevărat să te ridici din morți sau să nu mori până la vârsta de 21 de ani, you've got to avoid toxic people. Trebuie să eviți oamenii toxici din viața ta. Everyone in their life at some point encounters people that are toxic. Fiecare dintre noi
În decursul vieții noastre, într-un moment sau altul, ne întâlnim cu persoane care sunt toxice pentru noi. Quite often the most toxic people in our lives can be the ones we're in the closest relationship with. Și de multe ori se poate întâmpla ca persoanele cu influențele cele mai toxice din viața noastră să fie persoanele cele mai apropiate de noi. Mothers, fathers, husbands, wives, sons, daughters. Mame, tați, soții, soți, frați, surori. You can remove yourself from these situations. Poți să te îndepărtezi din aceste situații. You can remove yourself from these situations physically and or energetically. Poți să te îndepărtezi de aceste situații atât la nivel fizic, cât și la nivel energetic. Sometimes it's better to do it physically and energetically. Sometimes it's better to do it just energetically. Uneori este benefic să faci acest lucru, să te îndepărtezi la nivel fizic și energetic, și uneori este mai benefic să faci acest lucru îndepărtându-te doar la nivel energetic. Whichever decision you decide to take is down to you, and you've got to follow your heart, listen to it. Tu trebuie să îți asculți inima și să iei decizia cea mai potrivită pentru tine. You're going to get people that come into your life that want to try and push you back down to the floor. Pentru că vor exista persoane care vin în viața ta și care vor încerca să te pună jos la podea. They might do it through jealousy. Poți să fac asta prin gelozie. You see, for me, these people are amazing. Pentru mine, acești oameni sunt minunați. I thank them from the bottom of my heart. Și le mulțumesc din profunzimea inimii mele. Because when you start to rise up and out from the crowds, you start to show your uniqueness and you start to shine. Pentru că atunci când te ridici din mulțimea de oameni, începi să îți scoți la iveală ceea ce care te caracterizează pe tine la nivel unic și începi să strălucești. People around you don't like it, so they try and push you back to the floor. For me, this is a great sign. Și unora din jurul tău nu le place acest lucru și încearcă să te pună din nou jos la podea. Dar pentru mine acest lucru este un semn foarte bun. It lets you know that you're moving in the right direction. Care îți confirmă că te îndrepți pe calea ta potrivită. What is important is when these people do try and stop you, push you back down again, however they do this, is that you say thank you and then you remove them from your life or you step into a new space. Ceea ce este important în cadrul acestor situații este că atunci când cineva apare în viața ta care vrea să te pună la pământ, tu să îi mulțumești și apoi să îndepărtezi acea persoană din viața ta. Whatever toxic people come into your life, thank them and then move on. Orice persoană care pătrunde în viața ta și îți aduce ceva toxic, mulțumește-i și apoi mergi mai departe. If you get involved in a relationship that isn't serving you, dacă te implici într-o relație care nu îți servește ție, that isn't cosmic and harmonious, care nu este la un nivel cosmic armonios, then you've got to remove yourself from that situation. Apoi trebuie să te îndepărtezi din acea situație. For your greatest growth and the greatest growth of your partner. Pentru cea mai bună dezvoltare, evoluție a ta și cea mai bună dezvoltare și evoluție a partenerului tău. Removing toxic people from your life is mission critical. Este ceva critic pentru misiunea ta ca să îndepărtezi aceste persoane toxice din viața ta. The fourth tip that I've got for you today is this. Următorul sfat cu numărul 4 pe care vreau să vi-l împărtășesc astăzi este: find your inner calm. Găsește-ți calmul interior. When you find your inner calm, atunci când îți găsești acest calm interior, you unleash a whole new aspect of your own divinity. Eliberezi un aspect cu totul nou al divinității tale. You start to discover things about yourself. Și începi să descoperi lucruri despre tine. You start to know yourself at a level beyond your physical form. Începi să te autocunoști
la un nivel care trece dincolo de forma fizică. And what happens is you connect with a divine flow of cosmic energy. Și ceea ce se petrece este că ești conectat cu o curgere divină a ființei tale cosmice. And as this divine flow of cosmic energy runs through your energy body. Și cum această frecvență cosmică de energie curge prin corpul tău, it starts to unlock aspects of who you are. Începe să deblocheze aspecte ale ființei tale. And as you unlock these aspects, you start to discover your mission. Și pe măsură ce tu deblochezi aceste aspecte, începi din ce în ce mai mult să îți descoperi misiunea. You become aware of your true purpose. Și devii conștient de scopul tău adevărat. The reason you incarnated into human form to run around this green and blue planet hovering in infinite space to play this crazy game we call life. Și afli motivul pentru care te-ai încarnat în acest corp uman și să duci o viață pe această sferă de culoare albastră verzuie care plutește în spațiul infinit. Being still inside your heart through meditation, cuddling trees, connecting to nature, however you do it. Folosind modalități ca meditația, conectarea cu copacii sau orice altă modalitate la care te gândești pentru a te conecta cu nemișcarea și calmul din inima ta, it's going to connect you to the truth. Te va conecta la adevăr. You are the truth. Tu ești adevărul. You are your own savior. Tu ești propriul tău salvator. You are your own god or goddess. Tu ești propriul tău zeu sau zeiță. You're your own prophet. Tu ești propriul tău profet. You're your own healer. Tu ești propriul tău vindecător. You're your own everything. Tu ești propriul tău orice vrei să fii. You don't need me or anyone else in this world to tell you what to do or show you what to do. Nu ai nevoie de mine sau de oricine altcineva din lumea noastră care să îți arate ce trebuie să faci sau încotro trebuie să te îndrepți. It's all about you and your own cosmic journey. Este vorba despre tine și drumul tău cosmic. The next tip I want to share with you is this. Următorul tip pe care vreau să vi-l împărtășesc este: I want you to question everything. Vreau să puneți întrebări și să puneți la îndoială totul. Whatever comes into your space, whether it be through another human being. Orice pătrunde în spațiul tău, chiar dacă vine de la o altă persoană umană. Whether it comes through an event that you attend or some circumstances you just happen to find yourself involved in. Chiar dacă vine de la un eveniment sau de la o circunstanță în care te afli la un moment dat. Regardless of what comes into your environment, you've got to question it. Orice pătrunde în mediul tău, trebuie să pui la îndoială. There may be amazing opportunities that you're presented with. Pot apărea oportunități minunate în calea ta. But you've got to question them. Dar și pe acestea trebuie să le pui la îndoială. Even though they're an extraordinary opportunity, is this opportunity really for your greatest growth? Chiar dacă ți se pare că există, apar oportunități minunate, extraordinare, trebuie să te întrebi, este această oportunitate cea mai potrivită pentru dezvoltarea mea? Because sometimes things come in all shapes and sizes. They might look beautiful on the outside, but on the inside is something completely different. Pentru că uneori se poate întâmpla ca aceste lucruri să apară în viața ta cu tot felul de măști, dar într-adevăr să fie de fapt altceva. Lower vibrational energies can come in beautiful packages. Vibrații de niveluri joase pot apărea în viața ta și să pară că sunt foarte înalte. They can be extremely toxic. Și pot fi extrem de toxice. So you've got to question everything. Așa că trebuie să pui la îndoială totul. Once you've questioned, you feel the answer, you feel the vibration. And then you make a decision. Odată ce pui întrebări, începi să simți răspunsul, să simți întrebarea și apoi iei o decizie. And that decision is to move, to not move, whatever you decide. But when you do make your decision, you've got to know in your heart
that this is the right decision for you. Și atunci când vezi aceasta, trebuie să iei această decizie și acționezi, o să știi dacă trebuie să acționezi sau nu, dacă trebuie să iei acea decizie sau nu, dar este foarte important pentru că tu trebuie să simți 100% în inima ta felul în care trebuie să acționezi. And it's not the right decision for someone else. Și decizia a respectivă poate că nu este cea mai potrivită pentru altcineva. The next tip I want to share with you is this. Următorul tip sfat pe care vreau să vi-l împărtășesc este: I want you to break the rules. Vreau ca tu să începi să încalci regulile. Every single human being on this planet has a set of rules. Fiecare persoană umană de pe această planetă are un set de reguli. Another word for these rules could be values. Un alt cuvânt pentru acest set de reguli poate fi valori. I've got a set of values that I live my life by and they work for me. Eu am un set de valori după care îmi urmez viața și funcționează pentru mine. Other people have sets of values that they don't even know they're running their life by. Alte persoane au seturi de valori după care își urmează viața și de care nici măcar nu sunt conștienți. Most people have never sat down and actually written down what their values are. Foarte multe persoane nu s-au așezat și nu și-au notat valorile pe care le au. I suggest you spend some time this weekend or next week with a pen and paper writing down your values and starting to understand what makes you tick at a deep, deep level. Îți sugerez ca tu să iei o hârtie și un pix astăzi sau în acest weekend și să te așezi undeva și să scrii valorile care te ghidează pe tine, care sunt la un nivel cel mai profund. Most of us have rules and regulations that have been offered to us and that we've adopted from other people. Foarte mulți dintre noi avem seturi de reguli și valori pe care le-am adoptat de la alte persoane. One of the best ones is I better not make this decision because I might upset them. Și un exemplu poate fi că mai bine să nu iau această decizie pentru că pot să îl supăr pe celălalt. So you start to make decisions about your own reality and the actions you should or you shouldn't take based upon the potential outcomes of how someone may or may not feel. Și tu începi să iei decizii cu privire la viața ta în funcție de ceea ce simt alții. Of how they may or may not react. Și modul în care pot sau nu să reacționeze. Do you see how crazy this is? Vezi cât de nebunesc este acest lucru? This is nuts, man. This is complete and utter bonkers. Este un lucru complet nebunesc. You should not make a decision in your life because of how it might affect somebody else. Nu trebuie să iei o decizie în viața ta din modul de privire a cum poate să reacționeze altcineva. Now I understand that some of us have got families, children, and we have to take husbands, wives, children into consideration when we're making certain decisions. Eu înțeleg că noi avem familii și uneori trebuie să luăm deciziile în concordanță cu ceea ce se petrece cu soțul, soția sau copiii noștri. But when it comes to our goals, when it comes to our dreams and our life mission. Dar atunci când vine vorba despre scopurile noastre, despre misiunea noastră în viață și visul nostru, we should follow our hearts and make these decisions, the ones that elevate us and help us change the face of humanity in a positive way. Trebuie să ne urmăm inima și să luăm aceste decizii care ne elevează frecvența și ne ajută să îi îndrumăm pe cei din jurul nostru să își trăiască o viață din ce în ce mai bună. If we step way out of our comfort zone to make this happen and other people don't like it because we're changing. Și chiar dacă noi ieșim din zona noastră de confort și cei din jurul nostru pot părea că nu le place acest lucru, then so be it. Atunci așa să fie. Make the decisions anyway. Ia acea decizie oricum.
Start to catch your own thoughts as you move through your day, through time and space. Începe să-ți urmărești gândurile tale în timpul zilei, în timp ce tu iei aceste decizii și acțiuni. Which thoughts control you and which ones set you free? Care gânduri îți oferă o limită și care gânduri te eliberează? Which values, which rules contain you and imprison you? And which one set you free? Care valori și care reguli pot părea că te încătușează și care te eliberează? Start to trust you. Începe să ai încredere în tine. Follow your heart, break the rules. Urmează-ți inima și încalcă regulile. The more rules you break, the better. Este din ce în ce mai bine cu cât începi să încalci din ce în ce mai multe reguli. Rules and regulations are dangerous. Regulile sunt periculoase. Break all of the rules and then make up your own ones. Încalcă toate regulile pe care simți să faci acest lucru și apoi fă-ți tu un set de reguli proprii. Ones that serve you on your spiritual mission. Un set de reguli care îți servesc scopului tău și a misiunii tale. Ones that elevate your frequency, expand your consciousness and allow you to be the shining light that you are. Care îți elevează frecvența, îți expandează conștiința și îți permit să strălucești lumina interioară. Don't ever forget that you're a powerful being. Și nu uita niciodată că ești o ființă puternică. You came from the stars and you came here to shine so brightly. Tu ai venit din stele și ai venit să strălucești aici foarte puternic. And if other people don't like your shining lights, și dacă altora nu le place lumina ta strălucitoare, send them down to the sunglasses hut to buy a new pair of shades. Trimite-i să își cumpere un alt set de ochelari. Because you're not going to dim down your light for anyone. Pentru că tu nu îți vei opaciza din lumina ta pentru nimeni. Because if you were to do that, you would not be honoring your own self. Pentru că dacă tu vei face acest lucru, nu îți vei onora propria persoană. And that in itself is a disgrace. Și asta în sine este ceva foarte neplăcut. So rise up like the lion or the lioness you are. Go out into this world and be all of you. Așa că ridică-te ca leul sau leoaica care ești și mergi în această lume așa cum ești tu. The seventh tip that I want to share with you today is this. Al șaptelea tip pe care vreau să vi-l împărtășesc astăzi este: trust your instincts when other people are trying to influence you. Ai încredere în instinctele tale atunci când alte persoane încearcă să te influențeze. This kind of comes back to point number one, saying no to others, and point number three, avoiding toxic people. Asta se leagă cumva cu tipul numărul 1, care înseamnă să ai puterea de a spune nu altor persoane, și cu tipul numărul 3, care înseamnă să îi îndepărtești pe cei toxici din viața ta. But this just takes it to a deeper level still. Dar asta te poartă la un nivel mai profund. Because I guarantee you that in your life you will have made decisions that you're not happy with, that you may regret. Pentru că știm cu toții că există decizii, unele decizii din viețile noastre pe care le regretăm. Or decisions that have led you in certain directions which were uncomfortable that you could have avoided. Sau decizii pe care le-am luat la un anumit moment care au fost neconfortabile și care ne-au purtat într-o direcție greșită. Now on the grand cosmic universal scheme of things, everything's perfect and everything flows. Dacă e să privim de la un nivel cosmic, totul se află exact acolo unde trebuie să fie. But certain situations are painful and they can be avoided. Dar există unele situații neplăcute care pot fi evitate. The universe is always trying to connect with you. Universul întotdeauna încearcă să se conecteze cu tine. Sometimes it connects with you through numbers or signs.
Câteodată încearcă să se conecteze cu tine prin intermediul semnelor sau numerelor. Sometimes you get messages embedded within the conversations with other people. Câteodată poți să primești un mesaj ce este inclus într-o conversație pe care o porți cu altă persoană. Like a secret code that only you understand. Ca un cod secret pe care îl înțelegi doar tu. Sometimes you get a gut feeling deep in your stomach and you just know that it's not right. Câteodată simți acel ceva din stomacul tău care îți spune că e ceva nepotrivit. Sometimes you get that little voice in your head, but you don't listen. Câteodată apare acea voce din capul tău pe care nu o asculți. It's really important that you trust your instincts. Este foarte important să ai încredere în instinctul tău. And you don't step onto the paths of other people and help them build their dreams. Și că nu încalci ceea ce fac alți oameni în construirea visului lor. As yours suffer as a result and a consequence. Pentru că asta îți va cauza o suferință din aceste consecințe. Let your heart guide you. Let your intuition guide you. Lasă-ți inima și intuiția să te ghideze. Be still, breathe deeply, live in your heart and you'll feel, see and know these messages. Fii nemișcat, trăiește în spațiul inimii tale și vei simți și vei cunoaște aceste mesaje. They might be ever so faint and ever so still. Poate că acestea sunt foarte subtile, foarte slabe. Almost silent. Aproape complet în liniște. It's like words in the breath of the wind flowing into your consciousness. Pot fi ca unele cuvinte care plutesc în adierea vântului și pătrund în conștiința ta. So subtle, but so true. La un nivel foarte subtil, dar adevărat. Guiding and nurturing. Care te ghidează și te hrănesc. And this leads me onto tip number 8. Și asta mă conduce la tipul cu numărul 8. When you are making decisions, atunci când iei o acțiune, pause, take a step back, breathe, understand the situation. Fă o pauză, ia o pauză, fă un pas în spate, respiră, privește acea situație și înțelege-o. And then take action. Și apoi întreprinde acțiunea. Based on a decision that comes from complete and total awareness. Și ia o decizie care vine dintr-un spațiu total conștient. And not just the awareness of the immediate visual of benefits that are in your space presenting themselves to you. Și nu lua acea decizie din spațiul care îți apare imediat în urma unor consecințe care pot sau nu apărea dacă iei acea acțiune. Take a step back, breathe deeply, go beyond and look at the great big picture. Fă un pas în spate, privește tot ansamblul și înțelege tot ceea ce înseamnă acea situație. Trust, feel, understand, know and then take action. Ai încredere, simte, înțelege, cunoaște și apoi fă acțiunea. You might not have the clarity on a particular situation for hours, days or weeks. Poate că uneori nu poți să dobândești claritatea în privința unei situații pentru o zi, două sau poate chiar săptămâni. And that's okay. Și asta este în regulă. Take your time. Acordă-ți timp. Be patient. Fii răbdător. There's never any hurry. Nu există nicio grabă. We live in a galaxy with millions of planets. Trăim într-o galaxie cu milioane de planete. Hundreds and thousands of species. Cu sute și mii de specii. A great vast cosmic universe. Și un univers cosmic vast. So intricate and infinite. Atât de intrinsec legat și infinit. Where there's no time and no space. Unde nu există timp și spațiu. No distance, no measurement. Nu există măsură sau distanță. So why be in a hurry to make a decision today that you could do tomorrow or next week from a complete space of the utmost clarity?
Și de ce trebuie să te grăbești să iei o decizie astăzi, când poți să aștepți să iei această decizie mâine sau săptămâna viitoare, când tu ai dobândit claritatea deplină? Completely, truly and wholly understand the situation. Să înțelegi complet, pe deplin și cu adevărat acea situație. Now, point number 9. Tip number 9. Și acum tipul numărul 9. Once you know the action that you must take. Odată ce cunoști exact acțiunea pe care trebuie să o întreprinzi, I want you to act with full throttle. Vreau să acționezi cu toată forța ta. You put your foot to the gas and you don't let off. Apeși pedala până la fund și nu-i dai drum. The only time that people don't put their foot to the gas when they make a decision. Singurele situații în care oamenii nu iau o decizie cu toată forța lor is because they're unsure of the decision that they made in the first place. Este pentru că se îndoiesc în privința deciziei pe care trebuie să o facă. Once you're headed in a direction, odată ce te îndrepți într-o direcție, you keep your foot pressed to the pedal. Îți ții piciorul pe pedala apăsat. It's like a driver, a racing car driver, racing their car around the track. Este ca un șofer de raliu. And suddenly they spin off the track and they're headed towards a wall. Ca un șofer de cursă care ține apăsată pedala și merge pe drum și dintr-o dată începe să piardă controlul mașinii și se învârte. If that person goes into panic or into fear, they might try and turn the wheel, take their foot off the gas and press the pedal, press the brake. Dacă acea persoană în acea situație se panichează și nu știe ce să facă, poate să înceapă să tragă de volan, să ia piciorul de pe accelerație și să pună piciorul pe frână. That, my friend, my sister, my brother, is the wrong action to take. Și asta poate fi în acea situație acțiunea nepotrivită. When you're spinning towards a wall or a fence or a barrier in a high performance racing car, atunci când te rotești la viteză foarte mare în timpul unei curse, în timp ce te afli într-o mașină de curse, you're taught from day one that you point the steering wheel and the wheels as best you can in the direction that you want to travel and then you hit the throttle full power. Ți se spune din prima zi de antrenament că în momentul în care te îndrepți către un zid în acest fel, tu îndrepți volanul spre direcția în care vrei să te duci și apeși pedala de accelerație la maxim. You don't focus on the wall and what might happen if you hit it. Nu te focusezi asupra zidului și la ceea ce s-ar putea petrece dacă îl lovești. Everybody knows what's going to happen if you hit the wall. Cu toții știm ceea ce se întâmplă dacă lovești zidul. The car's going to be damaged and you might not be able to continue the race. Îți vei distruge mașina și poate nu vei mai putea continua cursa. A worst case scenario, the driver may possibly get injured or die. Și în cel mai rău scenariu, poate că șoferul poate căpăta niște răni sau poate chiar muri. So why would you want to focus on that? Focus in the direction that you want to go in and hit full throttle. Și prin acest exemplu trebuie să vă puneți întrebarea: de ce să te concentrezi către zid? Don't look back. And when other things come into your space onto the track, you head straight forwards. Concentrează-te către direcția pe care tu vrei să mergi și du-te în acea direcție cu pedala de accelerație împinsă la maxim. And this leads me neatly onto the 10th tip. Fără să privești deloc înapoi. Și asta mă conduce către tipul cu numărul 10. There are no mistakes. Nu există greșeli. There are no mistakes in your reality. Nu există nicio greșeală în realitatea ta. You created absolutely everything so you yourself could have this experience. Tu ai creat absolut totul ca tu să ai această experiență. Whatever decisions you take and whatever actions you make,
Orice acțiune pe care o întreprinzi sau orice decizie pe care o iei, accept them. Acceptă-le. Once you've taken them and you've moved into a different space. Odată ce le-ai făcut și te muți în alt spațiu, you can't turn back the hands in time. Nu poți să dai timpul înapoi. All you can do is move through it or make a different decision to take you out of it. Tot ceea ce poți să faci tu este să te miști mai departe sau să iei o decizie care să te poartă mai departe. By you realizing that there's no mistakes, you're never going to feel guilty about the past. You're never going to get hung up on what has happened that you can't actually change now. Și realizând că nu există nicio greșeală, tu nu vei mai rămâne blocat într-o decizie pe care ai luat-o în trecut și nu vei mai avea regrete. Once things have happened, they've happened. But what we do as humans is we hold on to the emotional attachment of what actually happened in that situation, which is now in the so-called past. Odată ce un lucru se petrece, acesta s-a petrecut și este în trecut. Și noi, unele ființe umane, au tendința de a rămâne atașate la nivel emoțional de starea joasă în care erau când a luat acea decizie. So remember how to flow, how to blend, how to ebb, to be like water flowing down the stream. Așa că mereu trebuie să-ți amintești cum să navighezi și cum să circul pe drumul tău așa cum apa curge în decursul ei. And as you flow through your life, it's important that you accept change. Și în timp ce tu curgi pe mersul vieții tale, este important să accepti mereu schimbarea. And these changes themselves are not mistakes. Și că aceste schimbări în sine nu sunt greșeli. Because things happen in our external environments that we cannot control. Pentru că se întâmplă unele situații în jurul nostru pe care nu le putem controla. But what we can do is to choose how we react or how we don't react to the particular situation at hand. Dar ceea ce putem să facem noi este să alegem modul în care reacționăm sau nu reacționăm față de acea situație. And this in itself helps us flow. It keeps our vibration high. It raises us up from the dead and we start to take control of our reality. Și asta în sine ne ajută, să ne păstrăm frecvența înaltă și să navigăm pe cursul vieții noastre, să ne ridicăm din morți. We remember how to become, how to be the co-creators of our own universe. Și ne reamintim cum este să fim co-creatorii universului nostru. The powerful, powerful cosmic beings that we are. Ființele cosmice foarte puternice care suntem. So work with these 10 tips. Raise your vibration. Rise yourself up from where you currently are. Așa că lucrează cu aceste 10 tipuri. Ridică-ți frecvența și îndreaptă-te către ceea ce trebuie să faci tu. Move into a new vibrational space and live the life of your dreams. Don't exist anymore. Live. Mișcă-te într-un spațiu vibrațional unde trebuie să faci ceea ce trebuie să faci tu cu adevărat. Du-te acolo și nu îți du viața acolo, ci trăiește cu adevărat acolo. You owe it to yourself. Honor yourself deeply. Îți datorezi ție la un nivel foarte profund asta. I want to thank you for tuning into this show again on Friday evening. Vreau să îți mulțumesc că ai urmărit această emisiune încă o dată în această seară de vineri. It's been an absolute pleasure and an honor to have this opportunity to share with you again. A fost o plăcere absolută și o onoare să împărtășesc aceste lucruri cu tine încă o dată. I want to remind you or make you aware, if you've not heard me speak about this before, we have a powerful event, an extremely powerful event. Vreau să îți reamintesc sau să îți aduc la cunoștință, dacă nu știi deja asta, că vom organiza un eveniment foarte puternic. It's coming up in Bucharest on the 5th and 6th of May. Ce va avea loc în București pe data de 5 și 6 mai. The event is called Galactic Recalibration. Evenimentul poartă denumirea de recalibrare galactică. We're going to be recalibrating your consciousness to a much higher frequency. În care ne vom recalibra conștiința la un nivel mult mai ridicat. We're going to work on
opening your pineal glands and activating your pineal glands at a deeper galactic level. Și vom lucra ca să ne deschidem și să ne activăm glanda pineală la un cu totul alt nivel galactic. We're going to be working with your DNA and transforming you beyond all measure. Vom lucra cu ADN-ul vostru și ne vom transforma dincolo de orice măsură. If you really and truly want to elevate your frequency and change your life, then be at this workshop. Dacă îți dorești cu adevărat să-ți elevezi frecvența și să-ți mărești vibrația vieții tale și să o trăiești cu adevărat, participă la acest atelier. For more information, visit starmagichealing.com or email romania@starmagichealing.com. Pentru mai multe informații, vizitați adresa site-ului starmagichealing.com sau trimiteți un mail la adresa romania@starmagichealing.com. If you email us, we'll provide you with all the information you need, start times, finish times, and what you need to do to prepare for this workshop. Dacă veți trimite un mail, veți primi toate detaliile de care aveți nevoie în privința acestui workshop. This workshop is for those brave souls that truly want to expand. Acest workshop este pentru acele suflete curajoase care vor cu adevărat să se expandeze. Thank you so much again for being in this space and connecting with me. Îți mulțumesc din nou pentru că te-ai conectat cu mine și ai fost în acest spațiu. For allowing me to share with you. Și pentru că mi-ai permis ca să împărtășesc acestea cu tine. I love you with my heart, with my soul, with every fiber of my entire being. Te iubesc din inima, din sufletul meu și din fiecare fibră a ființei mele. Together we really can make this world a much more harmonious place. Împreună chiar putem transforma această lume într-un loc mai armonios. We are brothers and sisters playing this game of life. Suntem surori și frați care suntem în acest joc al vieții. Let's work together as a team, as a tribe. Să lucrăm împreună ca o echipă, ca un trib. Peace and love, beautiful soul. I love you unconditionally. Pace și iubire, suflet frumos, că vă iubesc necondiționat.